Muzeul Bucovinei renunță în acest an la două taxe și majorează alte 13 dintr-un total de 35 de tarife și taxe. Taxa de vizitare a cetății de scaun a Sucevei se majorează în acest an de la 12 lei la 16 lei pentru adulți și de la 3 la 4 lei pentru elevi și studenți. La Muzeul de Științele Naturii, taxa pentru adulți crește de la 6 lei la 8 lei, iar pentru elevi și studenți de la 1,50 lei la 2 lei de persoană. De asemenea, taxa de intrare la Muzeul Bucovinean se majorează de la 4 lei la 8 lei de persoană pentru adulți, iar pentru elevi și studenți de la 1 leu la 2 lei. Biletul unic de vizitare la Muzeul de Istorie, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Științele Naturii, Hanul Domnesc și Casa Memorială Simion Florea Marian se majorează de la 36 de lei la 40 de lei de persoană, iar în cazul elevilor și studenților de la 8 lei la 10 lei de persoană. Taxele de vizitare acestor obiective turistice s-au mărit pentru acoperirea costurilor, cu întreținerea obiectivelor și asigurarea obiectelor de patrimoniu, dar și pentru alinierea la tarifele practicate de instituții similare din țară.